psalm scris de robul lui Dumnezeu Solomon. Cine a avut mai mult înțelepciune pe pământul acesta decât Solomon? Nimeni nu a avut nici până atunci și nimeni nici de atunci. Și aceste două psalme scrise de robul lui Dumnezeu ne vorbește așa de frumos și caută să ne înștiințeze cum ar trebui să vedem noi lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și cum ar trebui să vedem familiile noastre care sunt sădite în lumea aceasta. Și zice așa, dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Vedeți? Dacă nu zidește Domnul o casă pentru familia aceasta, pentru fratele Eugen și pentru sora Sabina, degeaba ar încerca ei să o zidească, pentru că nu se alege nimic. Dar dacă ei vor sta lângă Domnul și dacă vor veghea și dacă vor cauta să trăiască o viață sfântă și curată și vor conduce copiii pe calea lui Dumnezeu, Dumnezeu va zidi casa lor. Dumnezeu îi va călăuzi, Dumnezeu îi va ocroti, îi va binecuvânta și va veghea asupra lor. Pentru că și Dumnezeu a promis, sub inspirația Duhului Sfânt, prin robul său Solomon, aceste cuvinte minunate. Zice, degeaba vă sculați dimineața și vă culcați târziu, ca să mâncați o pâine câștigată cu durere. Căci prea iubiților lui, el le dă pâinea ca prin somn. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu, ca să câștigați o pâine mâncată cu sudare și durere. Degeaba. Pentru că cei care slujesc Domnului și cei care îl caută pe Dumnezeu și iubesc pe Dumnezeu și cei care umblă pe calea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu spune că Dumnezeu le dă pâinea ca prin vis. Și eu știu că Dumnezeu poartă de grijă familia acesteia și îi dă pâinea ca prin vis. Știu și pe fratele Eugen și pe sora Sabrina că sunt binecuvântați în multe direcții și eu mă bucur de ei așa de bine că Dumnezeu îi binecuvântă. Dar știți de ce binecuvântă? Că și-au chinat viața lui Dumnezeu și s-au pus în lucrarea lui Dumnezeu. Fratele Iaca, numai la vârsta aceasta așa de tânără, îi deaconul bisericii. Nu l-am văzut eu deaconul bisericii, l-am găsit deaconul aici, în biserică. Sora Sabrina și el cu fratele Eugen amândoi slujesc Domnului la serviciul de muzică și director de muzică și director al grupului de laudă. Și nu de mult am mai adăugat încă doi frați la grupul de laudă, pe fratele Timotei și pe fratele Nisei. Domnul să-i binecuvinteze și să-i țină. Și ei împreună slujesc Domnul aici și să înțeleg așa de frumos și bine. Și eu mă bucur de ei și zic, Doamne, binecuvântă pe ei. Ne mergem mai departe la câștig, la testul nostru. Că zice, iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecilor este o răsplată dată de El. Uite că mulți nu vreau să creadă că fiii sunt o binecuvântare dată de la Domnul. Și dacă nu-L primești copiii ca o binecuvântare dată de la Domnul, lasă-mă să spun că nu vor fi o binecuvântare. Dar dacă îi se primești ca o binecuvântare, copiii vor fi o binecuvântare pentru tine, pentru casa ta, pentru familia ta și îți va ușura ani la bătrâneță și te va ajuta și vei avea pe tine să-ți pui umărul că nu mai poți să mai mergi și nu mai poți să mai faci nimica. El va veni și El va sta lângă tine și te va binecuvânta și te va ajuta și acest lucru se spune robul lui Dumnezeu Solomon prin cuvântul său, sub inspirația Duhului Sfânt. Căci pântecele așa zice, fii sunt o moștenire de la Domnul și rodul pântecelor este o răsplată de la Domnul. Deci sunt mulți care în zilele de astăzi, care n-au copii, fac tot felul de tratamente și fac tot felul de lucruri pe care mulți dintre noi nici nu le-am auzit și ne-aș vrea să ne pomenesc aici, numai ca să aibă un copil și mulți nu au niciodată un copil. De ce? Pentru că Dumnezeu n-a hotărât ca rodul pântecilor lor să fie o răsplată pentru ei. Vedem că familia aceasta este binecuvântată și Dumnezeu a răsplătit-o pentru strădania lor, pentru lupta lor, pentru dăruirea lor în câmpul Evangheliei și în slujirea lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, binecuvântă-i mai departe. Și spune versetul următor, căci ca săgețele mâna unui războinic, așa sunt făcuți fiii la tinerețe. Auziți? Ca săgețele mâna unui războinic, așa sunt făcuți fiii la tinerețe. De ce? Dacă se aduce un ostaș la luptă și dacă n-ar avea săgeți atunci când întâlnește inamicul, n-ar avea cu ce să-l înfrunte pe inamic și își va pierde viața. Așa și o familie, dacă n-ar avea copii și dacă nu are copii, atunci când se iubește vrăjmașul sau când oamenii din jur îl încojoară și fac tot felul de probleme și tot felul de necaz, îl doboară.
Dar dacă are copii, are cine să mai spună un cuvânt, are cine să mai se lupte pentru ei și are cine să-i ocrotească. Și așa spune robul Dumnezeu aici, că sunt ca sagețele în mâna unui războinic copii făcuți la tinerețe și frate Eugen și sora Sabrina, umpleți-vă torba cu săgeți. Amen. Și nu vă purtați grijă de asta, că Domnul va purta de grijă. Auzi, în sus, fratele Gabriel, 13 copii la mama lor fost. Și nu, frate Gabriel, ai văzut că ai răbdat de foame. Adică a fost purcare destul. Noi am fost 8 în familia noastră. Și unul a murit din copii. Dar am fost 8 și noi. Și niciodată nu ne-am purcat flămânți. Și nu am dus lipsă de mâncare. Așa că nu vă îngrijorați de asta. Că Domnul o să mă dă bunea ca pe vis. Așa cum spune cuvântul Domnului aici. Așa credem și mulțumim Domnului. Și ceilalți frați și ceilalți surori care sunteți tineri și așa mai aveți copii, așa să vă credeți în cuvântul Dumnezeu, că Dumnezeu va purta de grijă și nu o să duceți lipsă de nimic. Căci ei nu vor rămâne de rușine. Tocmai exact ceea ce spuneam eu. Când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Nu știu care dintre dumneavoastră știți cum era numit în lumea în trecut, pentru că toate popoarele astea erau adunate în triburi și locul unde s-adunau căpetenele de triburi era la poarta cetății, acolo unde se duneau mai multe triburi. Și la poarta cetății, acolo bătrânii, ca lideri de triburi, s-adunau acolo și vorbeau. Și ei planificau și ei organizau și ei hotărău ce trebuie să se facă în cetate și ce trebuie să facă cu cei care sunt indisciplinați, cu cei care calcă legea. Ei acolo la poartă hotărău toate lucrurile. Dacă vă aduceți aminte de Boaz care o trebuie ca să o răscumpe pe femeia care a luat-o pe Rut, care a luat-o de nevastă, el s-a dus acolo la poartă și cel care avea dreptul de răscumpărare a refuzat-o ca să o iei pe Rut de nevastă. Și atunci el a spus, v-a pucut din picior și a dat peste față lui Boaz. Pentru că el a vrut să iei pe Rut de nevastă. Dar vedeți că dacă ne uităm cu atenție la Sfintele Scripturi și urmărim cursul istoric al Bibliei, vedem că din Rut se trage Domnul Iisus Hristos. Se trage tata lui David, se trage după aia David și din David ceilalți, Solomon și așa mai departe, până ajunge la Iisus. Deci din Rut se trage. Cu toate că a fost o moabită, nu? O moabită a fost Rut. Și celălalt a fost o moabită, cea de-a doua fata lui Lot. Da, mergem mai departe cu testul nostru de astăzi, să nu ne depărtăm prea tare, să zicem ferice oricine se teme de Domnul și cine umblă pe căile Lui. Ferice de oricine care în seara aceasta este aici, dacă umbli pe căile Domnului și dacă te temi de Domnul Dumnezeu tău. Cum trebuie să te temi de Domnul Dumnezeu tău când tu nici nu-L vezi și nici nu-L auzi? Unii din proroși mai aud cum vorbește Domnul, sau au vedere, sau altfel. Dar ceilalți oameni care nu le s-a dat un dar de genul acesta, ei nu au și nici nu văd vederile lui Dumnezeu. Și cum trebuie să te temi dacă nu vezi? Și spune Ioan acolo, că oricine păzește poruncele lui, dovedește prin aceasta epistola întâia soborâcească a lui Ioan, capitolul 5. Versetul 1 și 2, oricine se teme și păzește poruncele lui, ăla dovedește că se teme de Domnul. Și dacă tu păzești poruncele Domnului și trăiești o viață sfântă și curată, asta este o dovadă a credinței tale că tu te temi de Dumnezeu. Căci atunci, zice, te bucuri de lucrul mâinilor tale când te temi de Domnul. Ești fericit și îți merge bine. Atunci. Dacă nu ești fericit și dacă nu ți merge bine, puneți un semn de întrebare. Să vezi de ce. Nu cumva, nu te temi de Domnul și nu cumva trăiești departe de Dumnezeu și în nelegiuire. Și dacă trăiești așa, întoarce-te la Domnul, că este vremea încă să te poți întoarce la Domnul. Și zice, nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Și copiii tăi ca niște lăstari de măsline prejurul mesei tale. Auzi? Nevasta ta, dacă tu te temi de Domnul și dacă tu trăiești așa cum poruncește Domnul, nevasta ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale. Și copiii tăi care ți-au dat Domnul și te-au binecuvântat cu ei, sunt ca niște lăstari de măsline împrejurul casei tale. De ce? Că ei te vor ocroti, te vor binecuvânta și vei beneficia de munca mâinilor lor mai târziu. La început, probabil că este mai greu cât sunt micuți și
trebuie să muncim noi până să îi vedem mai mari. Dar mai târziu va fi o bucurie pentru tine. M-am uitat la sora Carolina, care are și două fetițe, un băiat, și așa de drăguță fetițelele, și așa de sensibile, și așa îi iubește pe toți, și așa îi poartă peste tot locul, și le are de grijă și văd că se bucură. Exact ce împlinește ceea ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Se bucură că copiii ei sunt ca niște lăstare în casa ei. Și nu peste multă vreme și sora noastră Sabrina se va bucura de copiii ei și va fi o satisfacție și o bucurie în casa ei, pentru că Dumnezeu a binecuvântat-o cu acești copilași. Zice, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Tocmai acum am început să vorbesc din Psalmul 128. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te binecuvinteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să vezi pe copiii copiilor tăi, auziți? Și să vezi peste copiii copiilor tăi și pacea să fie peste tine și Israel. Amin. Pacea să fie peste tine și Israel. Încă câteva cuvinte și apoi ne apropiem și de încheiere. Mai am încă 7 minute și în astea 7 minute vreau să dau un îndemn personal la familia aceasta, tot în raport cu Sfintele Scripturi, unde Dumnezeu vorbește cu Moise și spune așa. Așa să-mi vezi pe copiii tăi. Când voi fi într-o călătorie, să le vorbești despre Domnul Dumnezeul tău. Să pui cuvântul meu în inima lor și să-i înveți și să-i scrii pe tablița frunții lor, pe privorul casă, zice, să pui legile mele și poruncile mele, ca copiii văzând lucrul acesta, când se vor face mari, să nu se depărteze de Domnul Dumnezeului Israel și să fie binecuvântați. Și eu cred că sora Sabrina ține cont de lucrul acesta și au și făcut deja cu primul copilașa lor și vor merge mai departe. Pentru că am cunoscut-o pe sora Sabrina de când era o fătuță. Și a venit în biserică la fratele Cozac acolo și mi-a plăcut că eu am început să cânte. Și tot am încurajat-o și am încurajat-o și am spus, sora Sabrina, nu te lăsa, că Dumnezeu nu disprețuiește începuturile slabe. Nu te lăsa, mergi mai departe. Și acum au ajuns o cântăreață de elită. Ceea ce ați auzit în seara aceasta este puțin din slujba pe care o face sora Sabrina aici în biserică. Și noi ne bucurăm la cina Domnului, are cântări deosebite și de altă dată este o mângâiere și o bucurie pentru biserica aceasta, slujba pe care eu facem biserică împreună cu soțul ei. Și eu mă bucur de ei și zic ca Domnul să le binecuvânteze și știu că le-a binecuvântat și le va binecuvânta cu mai mult decât atâta. Slăviți să fie în numele Domnului, pentru că Dumnezeu se ține de promisiunile sale. Mulțumesc dumneavoastră tuturor, mulțumesc și zic ca Domnul să binecuvânteze familia fratele Eugen și Sabrina și familia mare a fraților Manicov și pe Vitale, care și el este un slujitor aici în slujba Domnului, este un evanghelist. Îi vorbește din cuvântul Domnului, Domnul să-L binecuvânteze și pe El și cu toți să strângem rândurile și să slujim Domnului. Că așa cum slujim, așa vom fi răspătiți. Domnul a spus că are o cunună, cununa vieții veșnice care o va da la fiecare care slujim lui Dumnezeu. Dar pentru cei care vorbesc de cuvântul Domnului, i s-a pregătit o haină strălucitoare și zice că vor străluci ca stelele cerului. Și va da cununa neprihănire, care este o cunună de aur strălucitoare. Dacă vrei ca să te dedici în lucrarea Domnului și vrei să slujești Domnului, și acolo cerul va fi deosebire. Cum este între stele, zice că așa va fi și cerul. Chiar dacă zicem că Domnul Dumnezeu nostru este un Dumnezeu drept, este un Dumnezeu drept. Pe fiecare răspătește, pe fiecare după felul cum s-a ostenit. Te-ai ostenit mai mult, ai mai mult. Te-ai ostenit mai puțin, ai mai puțin. Și eu zic, Domnul, să ne pune inimile noastre dorința de a sluji Domnului cu toată inima noastră, cu tot cugetul nostru și cu toată puterea noastră. Acum, înainte de a pleca din locul acesta, sunteți invitați de fratele Eugen și sora Sabrina să participați în fellowship acolo, unde se va servi niște pizza și niște chicken wings și probabil mai fi și altceva, încă nu știu mai mult de atâta.